Domnule Bodog, mulți români se întreabă dacă să-și mai facă și doza 3 de vaccin. Ce ar trebui să ia în considerare înainte de a lua o astfel de decizie? Eu cred că ar trebui fiecare român care este, care nu, în primul rând aș începe așa, fiecare român care nu este vaccinat ar trebui să ia în considerare faptul că suntem norocoși, că putem avea acces la vaccin toți. Nu toate țările din lume, nu vorbesc aici de Uniunea Europeană, dar nu toate țările din lume au acces la vaccin gratuit și necondiționat, fără programare, fără absolut nicio problemă. În ceea ce privește vaccinarea cu doza 3 de vaccin, atâta timp cât aceasta va fi disponibilă, cred că trebuie accesată cu prioritate de persoanele care sunt persoanele vârstnice, de persoanele cu boli cronice, însă cred că acest booster la vaccin, această nouă stimulare a sistemului imun pentru a crește cantitatea de anticorpi, cred că ne poate feri mai bine de o potențială îmbolnăvire și cred că da, fiecare român care poate și are acces la a treia doză de vaccin să o facă. Eu însumi mi-o voi face. Eu am două fete care sunt studente la medicină, spun mereu în toate emisiunile, s-au vaccinat în prima tură când s-a putut face această vaccinare și sunt vaccinate și cu doza 3. Ar trebui totuși să ne facem un test de anticorpi înainte? Să mergem la medicul de familie, poate să vedem, nu știu, niște sfaturi, facem niște analize. Nu, sfaturile sunt cele date pe canalele oficiale. Perioada în care te poți vaccina cu a treia doză este stabilită pe canalele oficiale. A merge și a face anticorpii, eu nu spun nimănui să nu-și facă sau să-și facă anticorpii, însă, până la momentul de față, nu există dovezi științifice clare, care este nivelul de anticorp care ne protejează. Cu cât avem mai mulți, cu atât e mai bine, asta spun specialiștii și asta o repet și eu în fața dumneavoastră. Deci cred că dozarea anticorpilor nu ne ajută în mod cu totul și cu totul special. Eu personal mi-am dozat anticorpii înainte de a face prima doză de vaccin, pentru că făcând tratamentul cu anticorp, în Statele Unite era această recomandare ca după un astfel de tratament vaccinarea să se petreacă la 9 luni și de curiozitate, oricum pe studiu clinic a fost testat lunar cu privire la titlul de anticorp pe care l-am, dar ce am observat a fost faptul că s-a prăbușit de la o lună la alta. Deci de la o lună la alta există posibilitatea să scadă, la mine a scăzut dramatic, de 6 ori s-au redus numărul de anticorpi de la o lună la alta. Deci, aveți vreo explicație pentru această schimbare bruscă? Din păcate nu există o explicație și asta este motivul pentru care s-a stabilit la un interval de minim 9 luni, dacă nu mă înșel, se face această doză booster și atunci persoanele care au deja acest interval de la a doua doză e indicat să își facă și a treia doză.